Bună seara tuturor, sunt Tarotela, sunt aici, Tarotela, cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nordul, Nord, în Berbec. Etalare pentru Noiembrie, da, este 1 Noiembrie, poate că ar fi putut să fie mai devreme, poate, în alte condiții eu nu am putut mai devreme. Sper să nu fie nicio problemă și să vă bucurează de mesajele pe care le-ați primit. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi pentru voi, ați, a vrut să se arată trei de băte, trei de băte semn de foc voi, eventual, da? Așteptați, încercați să vedeți în zare of, oportunități care să vă aducă mai aproape de sufletul vostru geamăn, după trei urmează patru, da? De o relație stabilă care să vă aducă bucurii, de o întâlnire cu prietenii, eventual, rămâne de văzut în ce condiții vă puteți întâlni cu atâtea restricții, dar trecând peste situația prin care toți trecem întreaga planetă, încercați să priviți în zare și frumos ar fi să priviți și să vedeți oportunitățile. Și aproape, aproape este un, un pescăruș alb. O veste? Interesant. O veste de bine? Doamne ajută. O veste de bine. Încercați și analizați-vă emoțiile în pace, în liniște și luați acest oiag al manifestării. Da? Lăsați în spate ce vă ține pe loc. Și pregătiți-vă de o nouă călătorie, așa simt că este o nouă călătorie. Interesant că și eu acum citesc o carte în care tot despre O călătorie ar fi vorba. Hm. Da, pregătiți-vă de o călătorie. Călătoria către o nouă. O nouă ce? Cum se exprim? Ca să leg mesajele. De o nouă, var o, va o nouă variantă a voastră în care integrați cunoașterea. Asta pentru că din seria aceasta de cărți ați primit ca și mesaj cunoaștere, knowledge, cunoștință, știință. Este numărul 9, 9 nou este număr spiritual, iar nouă este casa nouă a călătoriilor, călătorilor peste hotare sau călătorilor care ne trezesc o latură spirituală, o, o deschidere către alte culturi, către alte tradiții. Oricum, ideea de călătorie printr-o carte, că tot am vorbit de o carte, vedeți și voi aici o carte, vă găsiți lumina interioară și nu doar lumina interioară, citind, călătorim prin cuvinte, prin universuri pe care alții l-au experimentat și le experimentat și voi citind. Um, cred că este momentul, în această așteptare și privind în înzarea oportunitățile, este momentul să. Integrați mai multă cunoaștere în viața voastră. Cunoaștere în legătură cu felul în care vreți să manifestați ceva în viața voastră. Este un mic laborator aici, da? O mică alchimie urmează să se întâmple în momentul în care aveți parte de o anumită cunoaștere și pentru asta trebuie să vă școliți. Probabil vă gândiți unii dintre voi să începeți o facultate sau să faceți un master sau să faceți niște cursuri sau pur și simplu, repet, să citiți niște cărți dacă ați făcut facultăți și mastere, nu mai aveți nevoie de încă nu știu câte cursuri. Pur și simplu, luați cartea și citiți, pentru că, până la urmă, inspirația divină vine într-o formă sau alta. Din, la capătul setului de cărți aveți, pentru unii dintre voi, numărul 6, iar și 9 ține de Jupiter, de extinderea cunoștințelor voastre, numărul 6 ține de Mercur, ordonarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Însă, asta pentru... A, ah, da, e casa așa a fecioarei. Dar nu vorbesc acum de fecioară. Poate că unii aveți de a face cu o fecioară, că avem casa așa, să aveți și numărul 9 septembrie, să zicem. Dar important este că va a venit această carte care exprimă o, o femeie matură. Ei spun The Crown. Dar eu văd, o, și așa și este o femeie matură, probabil că, a, interesant, unii dintre voi sunteți tineri, ia uite, există o diferență de vârstă între voi și cineva. Acest personaj eventual vă poate inspira, vă poate ghida, vă poate recomanda niște cărți sau pur și simplu vă poate explica anumite lucruri pe care nu le înțelegeți pentru că sunteți prea tineri, prea neexperimentați, nu înțelegeți din acele cărți. Eventual, vă pot ajuta să integrați cunoștințele pe care le căpătați la un moment dat într-un mod care vă poate transforma, da? vă poate ajuta în alchimia pe care urmează să o aplicați în viața voastră. Acest personaj matur, în cazul în care voi sunteți aici, evident că nu vă reprezintă, simt că vă inspiră. Ați putea să, fi, să fiți voi aici, uitați, Dacă voi sunteți aici mai tinerei sunteți aici pe cărare. Pe cărare, într-un fel sau altul, cărarea vieții, că tot am vorbit de călătorie interesant, cum, se, cum curg, încep să curgă mesajele, să vină. Pe această cărare v-ați întâlnit într-un fel cu acest personaj care vă inspire. Un personaj matur, o femeie în general, femeie matură, poate să fie și bărbat, dar care manifestă o latură feminină. Este extrem de înțeleaptă, este un corp, da? poate un pic mai sumbră, poate un pic mai serioasă, dar este pentru că a trecut prin foarte multe. Există și o latură foarte frumoasă aceste, acestui personaj, altă, altă figură feminină, da? Mult mai romantică, mult mai sensibilă, dar pe care nu o vede toată lumea și nu de prima oară. E undeva în spatele acestui, acestei pelerine negre, da? În spatele acestui corset există o altă latură mai tinerească, mai copilărească, mai sensibilă și prin care vă puteți conecta da Și regăsi, să zic, o, un punct comun. Și interesant că în continuare apare iar șase de, de apă, o întâlnire cu. V-ați mai întâlnit cu acest personaj într-o într altă viață, da, aia uh, v-ați întâlnit în această viață, v-ați mai întâlnit și în alte vieți. Nu știu ce am zis acum, cred că am făcut o, o greșeală sau m-a repetat, dar uh, sper că distingeți. Uh, mesajul, pentru că mai și greșesc în momentul în care fac și eu channeling. Însă, interesant a venit Regina de Aer. Regina de Aer, interesant, a venit invers. Probabil că vă, vă separați de cineva de un semn de aer sau nu neapărat că vă căpătați înțelepciune, da? înțeleptul. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă în legătură cu un personaj semn de aer care nu și-a manifestat varianta sa cea mai pozitivă din niște motive, nu intru acum în detaliu, însă important este că voi din, acest, din această ipostează de ucenici, într-un fel sau altul, aveți posibilitatea să creșteți interesant, interesant, să deveniți un soi de partener, măcar de discuție, măcar de drum, că tot am vorbit de călătorie, că în călătorie întâlnim uh, tovarăși de drum care ne susțin la un moment dat, o perioadă, un timp, până trecem să zic, de la un refugiu la altul, de la un loc de destinație la altul. Sunt niște cărți foarte frumoase, foarte frumoase. Sper să apreciați mesajul pe care vi-l transmit eu, pe care l-ați primit. Eventual să găsiți și voi subtilități care se adaptează vieții voastre personale. În continuare, dragostea face diferența. Iar o diferență. Ia uite, miracole și binecuvântări sunt aici în spate, dar trebuie să înțelegeți niște șabloane relaționale. Dragostea face diferența. Ce înseamnă dragoste? Ce înseamnă obsesie? Ce înseamnă uh, nevoia de a avea pe cineva anume, ce înseamnă nevoia de libertate, călătoria, Dacă suntem într-o călătorie a vieții toți, nu doar voi. Și oamenii vin și pleacă. Legăturile karmice vin și pleacă. Și sufletele vin și pleacă și sufletele gemene vin și pleacă. Dragostea face diferența între toate cele pe care le sau pe, între toți cei pe care îi întâlnim în această călătorie. Și iar, da, că tot am vorbit de călătorie, ies în evidență această corabie, mult mai uh, simpatică decât altele. Este o stare de optimism în această carte față de altele Uh, un tumult uh, romantic îl văd, romantic. Deci, dragostea face diferența. Am și în primul și în primul rând, repet, dragostea față de voi. Dragostea și nu o dragoste egoistă, nu genul ăla de concept uh, eu sunt pe primul loc, eu, da, suntem pe primul loc, dar nu în detrimentul celor din jur. Uh, nici nu trebuie să ne sacrificăm mai mult decât e cazul. Fiți în echilibru de fiecare dată când alegeți ceva. Că nu uitați, aveți miracole și binecuvântări în spate. La un moment dat, aveți numărul 3, a, ce drăguț, 31, 32, o evoluție, că tot am vorbit de cunoaștere. De cunoaștere. Poate acest personaj să vă ajute să înțelegeți, repet cum am zis mai devreme, care e diferența între dragoste, nevoia de a avea pe cineva anume, nevoia de a controla, Uh, finalul sau uh, unei relații sau felul în care vă întovorășiți în timpul unei e, vai, e fantastic în timpul unei uh, relații. E foarte interesant cum au venit, ia uite, aceeași carte, da? Și semn de aer conflicte eventual cu cineva. Posibil cam egoist, posibil, nu obligatoriu, dar așa simt pentru cineva anume. Însă a apărut iar o uh, figura aceasta, casa a noua sau a lui Jupiter, a săgetătorului sau 9 septembrie săget, uh, fecioară, dacă asta vă place, vă să auziți. Însă, sunt două personaje care seamănă din seturi diferite, complet diferite. Amândoi caută înțelepciune, caută lumina, nu doar în ei, dar în primul și în primul rând în ei, ci în general, în călătorie, își investigează pașii. Interesant. Analizați-vă pașii în călătoria vieții voastre ca să știți totuși unde ați greșit, să nu mai greșiți, să călătoriți mai cu încredere în viitor. Hai să vedem. Mai amestec o dată pentru că au fost amestecate. Berbecuți. Soarele Luna, Venus, Ascendent, să în nord berbec în noiembrie. Ia, să vedem. Vorbi cam mult, nu mă așteptam. O, oh, ce frumos, frumi, frumi, mă bucur. Cineva s-a supărat în a trecută, că a fost un mesaj mai. Mm. vă mai supărați, selectați. Oh. selectați mesajele. Mhm. Uh -huh. În viață trecem prin perioade grele și perioade mai puțin grele. Perioade. Asta înseamnă da, mai multe evenimente, mai multe situații. Yeah. Uh, vedem. ce mai fi aici? La capătul setului de cărți de cupe. Iar călătorie. Se pare că lait motivul acestei uh, etalări ține de călătorie, călătorie prin viață. Eliberarea, în primul rând, eliberarea voastră de. E Ce frumos, da? A reapărut. Eliberarea voastră de. ce nu vă priește. Și dorința, iau te, era și ascuns, Magicianul nu a venit invers, a venit cartea așa, da? Pitită. Aveți puterea să manifestați, ia independența voastră, eventual. Um, da independența voastră financiară, echilibru vostru emoțional cu nouă de monede și regele de cupe, iar avem semn de apă, peștera, scorpion, iar avem semnul fecioare pentru unii, dar mai de, mai presus de toate, am zis, independența voastră, echilibru vostru emoțional și magicianul a venit așa, ascuns. Voi nu știți încă, unii dintre voi, dragii de voi, unii, că aveți această putere de a manifesta un nou început. Doar vedeți în zare, trebuie să vedeți acel pescăruș. A, ah, interesant. Ia citiți voi pescărușul. O să caut un link care să vă trimite către, parcă așa era o o novelă, pescărușul, nu? Da. Deci voi eliberați de dureri, de emoții fade, nesatisfăcătoare în diferite situații. Wow, ce mult am! 13 minute, iubi, la Dar sper să vă placă. Central, aveți 8 de monede? Provocat sau... da, provocat de 3 de monede. Semn de pământ, iar foarte mult. Ideea este că... Concentrați-vă, central, da, unii dintre voi, ca așa vă place să vă zic, aveți un semn, pe cineva semn de pământ în sufletul vostru sau cu marcaj în semn de pământ că poate să fie, să zic, un semn de apă care are Venus în semn de pământ, da? Și să, să apară aici ca și pământ, elementul pământ, da? de nu-mi place să vă dau zodii. Însă, central, 8 de monede, munciți! În inima voastră este o mare ambiție să munciți și fizic, să vă refaceți finanțele, finanțele că doar am zis, vreți să ajungeți către nouă, ia uitați către nouă, independență, dar poate să fie și un personaj independent, da? matur emoțional, um, profesionist în diferite, eu știu, aspecte ale vieții sale, ar putea să fie acest personaj care vă susține, da? Tot cu element de apă în spate. Foarte înțelept. de ochii. Văd semnul peștilor pentru unii, scorpion și poate rac pentru alții. Deci, central, vă concentrați pe muncă, pe transformarea, alchimia, cum am vorbit mai devreme despre alchimia voastră interioară, opt iar studiază niște monene, nu doar că, poate unii studiază niște chestiuni care țin de finanțe, de hmm, opt, opt pentru că e o casă a banilor, scorpionul reprezintă nu doar sex, reprezintă și bani și taxe, studiați cum să... Hmm, faceți bani, management într-un domeniu această monedă poate să fie pur și simplu o carte, e o chestiune fizică, da? Parcă iar citiți, stânteți la un pupitru, da? Așa se numește, birou, lucrați și ești la fel. Knowledge, încercați să, 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 căpătați cunoaștere, succes, felicitări pentru alegerea voastră. În primul rând că aveți un alt opt în care se vede că lăsați în urmă ce nu v-a prit, super ambițios, bravo, așa și vă concentrați pe transformarea voastră fizică, practică, Provocarea este un trei de monede. Poate cineva la locul de muncă, ori la locul vostru, ori la locul lor, există o posibilă pentru unii, nu pentru toată lumea, pentru foarte, nu foarte, nu știu câți, pentru unii. Există posibilitatea la locul de muncă, ori al vostru, ori al lor, să se înfiri pe o ceva, înțelegeți voi. E o provocare. Acum rămâne de văzut cum, cum transformați această provocare. Pentru că 8 cu 13 înseamnă 12. Înseamnă cavalerul de monede. Dacă luați această provocare uh, într-un mod uh, înțelept, puteți, posibil, repet, cineva, cineva la locul de muncă să vă ghideze, la un moment dat să vă și îndrăgostiți ori voi, ori ei de, ei de voi, voi de ei. Sau poate deja există valabilă povestea asta pentru unii dintre voi. Însă, provocarea este să mergeți pas cu pas cu răbdare în a crește împreună. Dacă cineva la locul de muncă care vă inspiră sau care vă susține, cu care puteți avea o colaborare, cu care puteți construi, adică să nu munciți doar voi doi, voi singuri, pardon, să mai aveți pe cineva, de obicei la trei de monede sunt, e altă imagine, aici este un personaj singur, da? Totuși, aveți posibilitatea să creșteți împreună cu cineva. În momentul în care avem un tovarăș de drum, de echipă, de proiect, evident, care să ne fie și drag pentru că aveți un as de cupe, lucrurile merg mai bine, da? Călătorim mai ușor, învățăm mai ușor, cum aveți acolo în knowledge, da? E de bine. În trecut ați plâns foarte mult după cineva, cinci de cupe. Poate și persoana respectivă a plâns după voi. Semn de apă nu obligatoriu. Sunt emoțiile cuiva sau mai bine, sau și mai bine emoțiile voastre ale unora care ați suferit. Pentru că luna trecută a apărut o etalare și nu doar, și în lunile anterioare, da? Totuși e un chiron acolo. Dar după ce treceți de prima fază a lui chiron în care simțiți durerea, dragii mei, cum e când într-o boală, în momentul în care simți durerea, te duci la un sau cauți tratamente sau te duci la un vrac, la un doctor și apoi începi să resimți tratamentul cu răbdare, făcut evident, și începi să te vindeci, da? Dacă la început Chiron va, va atacat într-un fel sau altul sau va apăsat pe, va declanșat niște răni mai vechi, niște traume din alte perioade ale vieții voastre, deja în ultima vreme Ați trecut de la 5 la asul de cupe. În primul și în primul rând, asul de cupe înseamnă pentru mine vindecare, dragoste față de voi, stimă și estimă, dragoste profundă în care investiți, da, dragostea face diferența, dragostea față de voi, nu mai stați în relații karmice, ci încercați să investiți, cunoaștere, să creșteți, cum am zis mai devreme, alături de suflete, perechi de oameni înțelepți care vă pot ghida, da, oameni care vă pot ghida, nu oameni care vă rănesc. Pentru unii dintre voi poate nu ați discutat cu cineva semn de apă, văd regina de aer invers și regina de apă în poziție normală, regina de aer invers. Poate a intervenit între voi la un moment dat, în fine. În ultima vreme, în trecutul apropiat, aveți asul de cupe. În cazul în care v-ați îndrăgostit, e și mai fain, pentru că e o vorbă, cui pe cui se scoate, da? Dacă ați lăsat în urmă o decepție, niște regrete, în ultima vreme începeți, iubindu-vă pe voi, începeți să vă deschideți sufletul și să mai iubiți și pe altcineva, nu doar pe cei care v-au rănit, relațiile karmice. Și atunci faceți diferența, da? Aici este, dragostea da? dragostea face diferența, asul de cupe, între cei care v-au rănit și v-au pus în lacrimi și cei care vă oferă mai mult decât... Uh, Poate ați așteptat de la început. În prezent aveți diavolul, o tentație. Am zis posibil pentru unii să fie o tentație la locul de muncă, al vostru sau al lor? Ce-ar mai fi posibil să fie pentru unii în continuare? A, ah, da. Exterior. Exterior, un semn de aer care va, posibil un semn de aer, să sufere pentru voi din cauza acestei situații, a unei obsesii care a creat decepții, regrete, lacrimi, da? Foarte posibil, foarte posibil. Dar acum că voi începe să vă vindecați, faceți diferența între ce s-a întâmplat în trecut, da? Și ce vă pot oferi alții. De deci ce în prezent aveți această tentație? Poate să fie și egoul, dra -ă, dragii mei. Um, diavolul poate să reprezinte și fricile, și obsesiile și relațiile karmice, da? Și evident, obsesia pentru o nouă dragoste poate să fie. Ar fi frumos și dorința intensă de a lupta pentru așa ceva. Vă doresc succes, pentru că în viitor aveți Valetul de monede. Începe să faceți primii pași în această nouă direcție, nouă călătorie, am zis de la început, nouă relație pentru unii dintre voi. Dar, trecând peste noua relație, dacă vă doriți independență, începeți, pentru că apare totuși nouă de, de monede și trebuie să-l interpretați și ca varianta voastră personală, nu doar ca și alt personaj. Știți că eu interpretez în multe feluri o carte, da? Dacă voi vreți să fiți aici frumoși, echilibrați emoțional, da? stabil financiar, în afara cuștii, în afara relațiilor karmice, începeți în această transformare 8 și cu 1, 9, să mergeți încetișor, încetișor către independența voastră. Și e minunat sfatul aveți, șase de spade lăsați în urma apele tulburi asta este, e lună plină? ieri a fost lună plină, astăzi e în continuare se zice lună plină faceți eliberări, manifestați scrieți pe hârtie ce vreți ce, lucrurile de care vă bucurați trebuie să manifestați și gratitudine și bucurie în în asemenea momente bucuria că sunteți în stare acum să vă eliberați și să mergeți către echilibru vostru, către independența voastră, către cunoaștere, către dragoste. Dragostea face diferența, nu uitați. Exterior, semn de aer, influențează. Știu că cineva a suferit din cauza unui semn de aer, poate chiar au fost mai mulți decât știu eu. Știu foarte bine că și semnul de aer poate să sufere pentru cineva care are marcaj în zodia berbecului. Este foarte posibil și asta. E o influență exterioară, o influență dar voi trebuie să mergeți, dragii mei. Dar nu cu ego. Manifestați eventual varianta bună a egoului, ului Ambiția de a depăși situația, ambiția de a vă vindeca pentru că vindecarea ține și de o ambiția voastră. Știți cum e? De ce vă este teamă de regele de monede? Eventual vă este teamă că nu veți ajunge. Să fiți stabil financiar, eventual. Oh, da, unii dintre voi vă este teamă de un bărbat foarte materialist. Unii dintre voi vă este teamă de um, o figură masculină, poate prea obsedată de, de bani, prea restrictivă, prea tradițională, posibil să fie și un tată. Mai o figură masculină, poate să fie și un profesor dacă sunteți studenți, dar și valetul, valetul de, de monede studiază. Voi studiați în continuare, repet, unii chiar studiați, intrați pe niște cursuri. Așa. Poate la acele cursuri, dacă sunteți studenți, aveți un profesor care. Mh, așa. Dar, trecând peste varianta asta, e o figură masculină de care vă este teamă. Și trecând și peste mesajul ăsta, vă este teamă că nu veți ajunge în acea postură. Vreți să fiți și voi impresionați din punct de vedere profesional unii dintre voi, să aveți stabilitate financiară și aici este o teamă. Nu știți când veți ajunge, dar cu răbdare, dragii mei, cu pași mici, sigur a zis valetul, cavalerul de monede, cu răbdare, cu un program bine stabilit, cu o agendă bine gândită, o strategie practică. Puteți să mergeți mai departe. Ce vă doriți? Iar că tot am zis, să mergeți mai departe, să călătoriți. Am început cu călătorie, continui tot cu călătoria, sunt niște săgeți. Eventual, unii dintre voi vă doriți obsedanți o dragoste. Există și varianta asta. Pentru că 8 de băte deja este foarte mult, un exces în felul în care comunicați cu o persoană la care vă tot gândiți, mai mult decât uh, ați vrea să zicem. Este o pasiune. Este o pasiune pentru unii dintre voi care vă pune pe jar. Însă finalul este că trebuie să mai așteptați. Apar niște restricții, probabil și în călătorie. Dacă sunteți la distanță, apar niște restricții. Mare grijă, dragii mei. Mare grijă vă doriți să faceți o ofertă cuiva, dar trebuie să vă, să vă dați timp. a zis cavalerul de monede? A reapărut. Trebuie să vă dați timp, în primul rând, să vă vindecați, să fiți selectiv în oamenii pe care îi alegeți în preajma voastră, foarte selectivi. Și dacă voi vreți să faceți această ofertă de dragoste, asul de cupe pe care îl simțiți, vreți voi să o oferiți, studiați felul în care oferiți. Studiați felul în care oferiți. Ia, ce ar mai apă? A, ah, drăguț. Încercați o ofertă emoțională. Valetul de cupe. O, oh, și Marea Preoteasă. Și încercați să fiți un pic, să nu spuneți prea mult despre, despre ceea ce, despre povestea voastră de dragoste. Încercați să nu spuneți prea mult. Oh, fiți mai... Protejați-vă iubirile de bârfele unora și altora și dați-vă timp, iar apare temperanța, da, dați-vă timp să vă vindecați. Bine, asta într-un viitor, mai încolo. Cam atât ar fi. Ia să vedem, scurt, rapid, energie sexuală între voi doi. Dacă există cineva... că vreți să mergeți, vreți să călătoriți, vreți să călătoriți către cineva. Faetonul și 8 de pâte. De, de vreți să călătoriți, vreți să explorați niște zone pe care nu le-ați mai explorat cu acest as de cupe și diavolul, sunteți obsedați de, de, de atenția cuiva. Ho, ho! Ia! Însă, trebuie să alegeți cărarea. Ia uitați cum e. Da? Trebuie să alegeți. Alegeți, cum a zis mai devreme, alegeți selectați cu grijă oamenii cărora vreți să vă oferiți și sufletul și trupul. E o alegere mai dificilă. energie, ia uite, 5 de spade. Cineva semn de aer este gelos, dar ne obligat. A, nu, de bute. Da, așa a zis, așa o fi. Cineva este gelos. Așa, și marea preocheasă. O situație secretă. E a doua oară când a apărut Marea Preoteasă, da? O situație secretă. Țineți în secret uh, iubirile. Iubirile nu trebuie povestite tuturor pentru că sunt oameni geloși. Dacă voi sunteți aici, există cineva. Dacă voi sunteți aici reîndrăgostiți cu un posibil partener, țineți în secret. Dragii mei. Și interesant că apare knowledge. Ia uite ce frumos. Am zis că cineva vă inspiră? foarte posibil să vă inspire acest personaj. Care vă oferă și emoții profunde și vindecare, iaute. Vă oferă o inimioară, o inimioară vindecată. Eventual vă ajută, a, ce drăguț, vă ajută să vă vindecați inimioara. Ce frumos! Ce frumos, dar învățați foarte multe de la acest personaj. Are niște chei, niște chei ale cunoașterii, pentru că v-a apărut cunoașterea și interesant că înseamnă că și la nivel sexual intim vă poate ajute, ajuta să vă cunoașteți mai bine acest personaj. Marcaj în pești, marcaj în pești, marcaj în rac, semn de foc, ai sunteți voi. Dacă voi, repete, vreți să vă refaceți, Povestea de dragoste aveți un un personaj în spate care vă urmărește, vă spionează și simt că e și gelos. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și da, dacă v-a plăcut, arătați-mi și mie că v-a plăcut. Vă pup, pa pa.